Biblia este o carte grea sau ușor de înțeles? Grea sau ușor? Greu? Dacă privim lucrurile dintr-o anumită perspectivă, dăm un răspuns. Dacă privim din altă perspectivă, probabil că vom da un alt răspuns. Dar în orice caz, Biblia nu este o carte ca orice carte și nu este o carte ușor de înțeles. Sunt multe argumente care pot fi aduse în sprijinul acestei afirmații ale mele, dar nu trec peste asta pentru că vreau să intru cât mai repede în subiect, ca să nu depășesc ora 12. Pentru că Biblia este o carte dificilă, avem două variante. O închidem, o punem acolo undeva într-un colț sau o aruncăm pentru că și așa nu putem înțelege. Ce rost are să ne pierdem vremea cu ea? Sunt alții care sunt pregătiți în privința aceasta. Ne încredem în ei și mergem pe mâna lor. Sunteți de acord cu varianta asta? Nu. Nu sunteți de acord. Atunci cu care variantă sunteți de acord? Cu cealaltă. Cealaltă știți care este? Punem mâna și începem să o studiem. Și acolo unde nu înțelegem, ce să facem? Să cerem de la Dumnezeu prin rugăciune să înțelegem. Să ne ajute Domnul. Așa se face. Cineva a comparat Biblia cu o mină de aur. Aurul nu se găsește la suprafață. Chiar nici la un hârleț, dacă se poate. Ci se găsește la adâncime. Așa că numai cercetătorul sau săpătorul acela stăruitor poate să ajungă la să descopere aurul care ne stă la îndemână. Subiectul din dimineața aceasta nici el nu este ușor. Dar eu sper că ați dormit bine azi noapte și sunteți pregătiți, așa, sunteți în formă ca să fim atenți și să înțelegem ceva din subiectul acesta. Este mai mult un subiect de doctrină, dar cu aplicații practice în viața noastră spirituală. Rugăciunea de la început a cuprins aceasta și anume, Doamne, ajută-ne să înțelegem. E mare lucru dacă... Ajută-ne să fim atenți, a fost exprimarea. Să fim atenți. Dacă vom fi atenți, cu Duhul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Său, vom și înțelege. Subiectul din ocazia aceasta, vă spuneam că este un subiect dificil. Dar este un subiect interesant și pe mine m-a preocupat pentru că mi-am dat seama că acest subiect nu este înțeles de majoritatea creștinilor și nici de către noi. N-a fost studiat destul de către cineva și nu sunt mulțumit cu felul cum el este prezentat. Și m-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, cum este cu subiectul acesta? Vreau să înțeleg mai mult, vreau să sap mai mult. Ca să înțeleg cum este, că sunt mulțime de întrebări. Subiectul se numește Ce spune Biblia despre legăminte? Oamenii spun multe lucruri despre legămintele pe care le găsim în Scriptură. E important să știm ce spune Biblia. Noi ce știm despre legăminte? Dacă ar fi să vă pun niște întrebări. Ce știți dumneavoastră despre legământ sau despre legăminte în Scriptură? Că există două mari legăminte, nu? Nu? Cineva dă din cap că nu. Dar două mari legăminte, două mari. Vechiul legământ și nouul legământ, nu? Că sunt mai multe legăminte. Așa, dar cele două mari, acestea sunt, vechiul și noul legământ. Că vremea vechiului legământ a trecut, a fost un legământ încheiat cu cine? Cu poporul Israel, nu? Și totdeauna ne gândim la Sinai. Și acum trăim în vremea noului legământ, care este încheiat cu cine? Biserica creștină, cu creștinii, da? Și ca moment al începutului legământului, care este? La Golgota, la cruce, nu? Așa, aceste lucruri le știm. Aceste lucruri le știam și eu. Oamenii mai spun un lucru, și anume, există o anumită schemă, și anume, legământul vechi avea o lege veche, și în legea aceea veche era inclus și un sabat vechi. Acum, a trecut toate acestea, au trecut și avem legământul nou, care are o lege nouă și, bineînțeles, are și un sabat nou.
Sunteți de acord cu schema asta? Pe la început, poate că ați fi de acord, nu? Că există vechiul legământ și există noul legământ, că vechiul legământ, dar mai departe nu. Când ajungem de o altă lege care să înlocuiască legea veche, un alt sabat care să înlocuiască sabatul vechi, nu mai suntem de acord. Așa e? Dar eu am mers mai departe și am zis așa, dar de ce spunem noi că sunt două legăminte? Pentru că dacă ar fi un singur legământ, atunci toată schema nu mai are niciun rost. Dacă există un singur legământ, atunci toată discuția aceasta și-a pierdut rostul. Am câteva întrebări la sistemul acesta și în legătură le pun acestor oameni care predică acest, că sunt destui care predică acest sistem. A trecut legământul vechi cu legea veche și cu sabatul vechi. Este normal și logic să avem un legământ nou, cu un sabat nou, cu o lege nouă și un sabat nou. Întrebările. Există cu adevărat două legăminte? Unul vechi și unul nou? Întrebare. Dacă există un singur Dumnezeu, de ce avem două legăminte? Dacă Tatăl, în Vechiul Testament, are un legământ și noi îl numim vechi și bătrânit și aproape de pieire, a venit Domnul Hristos cu un alt legământ, a dat la o parte ce a făcut Tatăl și a venit El cu o lege nouă, El care a spus, eu și Tatăl una suntem, parcă nu pot să fiu de acord cu treaba asta. Face Dumnezeu ceva greșit și vine Fiul să facă ceva mai bun? Și întrebarea și mai profundă, sau cea mai evidentă, dacă vechiul legământ a fost încheiat la Sinai, vă rog să-mi spuneți când a fost momentul încheierii noului legământ. Am amintit puțin la început despre Golgota. Vreau să vă spun că la Golgota, dacă îmi demonstrați cu Biblia că Golgota a fost un moment de inițiere a unui legământ nou, care să-l dea la o parte pe cel de la Sinai, un moment în care cele două părți ale legământului să fie față în față, Dumnezeu să-și spună care sunt cerințele Lui și poporul să spună vom face și vom asculta, așa a fost la Sinai. Dar la Golgota ce a fost? Iisus Hristos era cu mâinile pe cruce, ucenicii erau ascunși de teamă care încotro. Este Golgota momentul încheierii unui legământ nou? Eu nu văd asta. Și atunci cum spunem așa cu ușurință? Legământul nou a început la Golgota. Mai departe. Totdeauna când se vorbește despre legământ, se aduce în discuție ideea de contract între două părți. Avem un contract de vânzare-cumpărare, vânzătorul, cumpărătorul, obiectul contractului este un imobil sau altceva. Și gândim și prezentăm legământul lui Dumnezeu ca și cum ar fi un contract între două părți. Deci vreau să vă spun că am descoperit ceva. Ideea contractului este cea mai greșită ilustrare despre legământ. Și știți de ce? Pentru că contractul în sine este un simbol al îndreptățirii prin fapte. Omul care intră în contract îndeplinește anumite obligațiuni și Dumnezeu trebuie să-l mântuiască. Mântuirea se obține prin ce? Păi împlinești niște obligații contractuale și ești mântuit. Contractul în sine este un simbol al îndreptățirii prin fapt. Niciodată Dumnezeu nu concepe un legământ de felul acesta. Oamenii preferă, firea noastră preferă un legământ de felul acesta, un contract cu Dumnezeu. În loc să se apropie de Dumnezeu, să fie în relație personală cu Dumnezeu, suntem niște străini. Eu îndeplinesc obligațiile contractuale, merg la biserică, fac fel de fel de lucruri care mi se cer în diferite biserici, se cer ceva, trebuie să faci ceva când mergi la biserică, nu? Le îndeplinești și ești cu conștiința împăcată, mergi acasă că Dumnezeu te mântuiește. Omul preferă să aibă un contract de felul acesta în relația lui cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Legământul de căsătorie este un contract. Și este și un act care este semnat. Dar dacă rămâne la nivel de contract, cu niște obligații, nu, legământul de căsătorie trebuie să devină o relație de credință, de dragoste, de încredere între cei doi. Și lucrul acesta îl dorește Dumnezeu.
Deci Dumnezeu nu vrea un contract între noi, ci vrea o relație bazată pe dragoste și încredere. Așa că ideea aceasta de contract, când este vorba de subiectul legământului, trebuie eliminată din vedere, când este vorba de legământul lui Dumnezeu. Dar ce este un legământ? În toată Scriptura sunt 300 și ceva de versete în care este vorba de legământ. Eu le-am luat pe toate aceste 300, le-am luat la cercetare și am găsit 4 semnificații ale cuvântului legământ. Primul este acela de contract. Nu este vorba de legământul lui Dumnezeu, ci este vorba de contracte între oameni. Iacov și Laban fac un legământ, pun aici un hotar și spun: până aici e terenul meu, până aici e terenul tău. Mai departe ne vedem fiecare de treaba noastră. Tu nu vei pe terenul meu, eu nu vin pe terenul tău. Contract. Dacă și cu Dumnezeu este așa, e grav. E grav, încă n-am înțeles ce este relația noastră cu Dumnezeu. Dar oamenii preferă. Deci, între oameni se fac legăminte de felul acesta, de felul unui contract. Un al doilea sens al cuvântului legământ este un angajament unilateral. Dumnezeu făgăduiește ceva lui Noe, fără ca Noe să fie obligat să facă ceva, să îndeplinească ceva, ca să îndeplinească Dumnezeu legământul sau angajamentul lui personal. Și anume ce? Dumnezeu promite că nu va mai fi ploaie. Nu va mai fi potop de apă pe pământ. Și ca semn al legământului apare lucrul meu. Trebuia Noe să facă ceva ca să îndeplinească. Deci nu este un contract bilateral, ci este o făgăduință personală a lui Dumnezeu, un angajament, o juruință unilaterală a lui Dumnezeu. Acesta este al doilea sens al cuvântului legământ. Al treilea și al patrulea sens se leagă de ideea cuvântului, de rădăcina cuvântului. De exemplu, între legământ și legătură există o rădăcină prin verbul a lega. Legământ, legătură. Legământul este o legătură, este o relație între două persoane. Deci legământul ca relație este un alt sens al cuvântului legământ. Vom reveni la ideea aceasta imediat. Și al patrulea sens este legământ și lege. Legământ și lege. Deci 4 sensuri ale cuvântului legământ în Biblie. Un contract între două părți, un legământ sau un angajament unilateral, și în sensul acesta și eu pot face legământ cu Dumnezeu. Când ne botezăm, ne angajăm să fim credincioși lui Dumnezeu. Este o juruință, este un angajament personal, unilateral, al meu față de Dumnezeu. Apoi, legământul ca relație, ca relație de familie, și aici dorește Dumnezeu să ne ajungă, să ne aducă. Și anume, în relația dintre noi și El să fie o relație ca între un tată și copiii săi. Și ultimul sens este legământul ca lege. Citim mai departe Ieremia 31 și căutăm să înțelegem ce vrea Dumnezeu să spună aici printr-un legământ nou. În aceste texte apare legământul ca relație. Și totdeauna când citeam, nu înțelegeam de ce în legământul acesta sunt cuvintele: eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Cunoaște pe Domnul, toți mă vor cunoaște. Ăsta este legământul? Deci citim. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Voi pune legea mea înăuntrul meu, voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Observați relația, legământul ca relație. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul. Relația. Căci toți mă vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare. Căci le voi ierta nelegirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Haideți să înlocuim cuvântul legământ cu cuvântul relație. Și mai departe, citim așa. Iată vin zile, zice Domnul, că în sfârșit va fi între mine și voi o relație nouă. Nu ca relația pe care am avut-o cu părinții voștri când era un fel de contract cu obligații scrise pe table de piatră. Și iată relația care va fi între mine și voi după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, pe table de carne
Și nu vom fi două părți ale unui contract, ci eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi copiii mei. Se potrivește legământul care l-a ținut. Interesant este aici și 31, Ieremia, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu, într-adevăr, sunt importante. Unii spun că legământul nou a dat la o parte legea. Dar aici ce spune? În legământul nou, legea nu numai că este dată la o parte. În niciun caz nu este dată la o parte. Ci este adusă de pe tablele de piatră și pusă în inimă. Citiți dumneavoastră că în legământul nou legea este desfințată? Nu. Legea aceea este adusă în inima noastră. Și ce înseamnă legea scrisă în inima noastră? Înseamnă dragoste, o păzire din dragoste. Dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele, spune Domnul Hristos. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi, să fie între noi și El relația aceasta. Mergem mai departe la sensul de lege. Sunt câteva texte biblice care pun în evidență faptul că între legământ și lege este semn egal. Legământul este legea. Nu știu dacă vă vine să credeți. Deuteronomul 4:13. El și-a vestit cuvântul legământul său pe care va porunci să-l păziți cele 10 porunci. Legământul și cele 10 porunci sunt două lucruri diferite aici. Și-a vestit legământul său, adică cele 10 porunci, și le-a scris pe două table de piatră. Deuteronomul 9:9. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi. Cum adică? Dar pe tablele de piatră sunt scrise 10 porunci. Și tablele acestea sunt numite tablele legământului. Cu alte cuvinte, legea e chiar legământul. Numer 10:33. Aici avem chivotul care este numit chivotul legământului. De ce este numit chivotul legământului? Pentru că în el erau tablele legământului. Adică ce? Cele 10 porunci. Exodul 24:7 a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Și au zis, vom face și... Ei au zis, vom face și vom asculta ce a poruncit Domnul. Ce era această carte a legământului? Că în momentul în care Dumnezeu vorbea tunete și fulgere pe Sinai, poporul s-a îngrozit și a spus, Moise, nu mai suportăm, vorbește tu. Și Dumnezeu i-a spus cu Moise. Și după ce i-a spus cuvintele, ce scrie într-o carte. Cele 10 porunci au fost scrise pe table de piatră, celelalte porunci și legi au fost scrise pe piei de animale sau pe alte materiale și au fost puse lângă chivot. Și zice, Moise, am luat cartea legământului. Care e? Care e cartea legământului? Ba, astea. Legile. De ce spun eu că cuvântul legământ are și sensul de lege sau legi? Și Apostolul Pavel, când vorbește despre nou și vechiul legământ, se referă la sistemul de legi iudaic și apoi la sistemul religii creștine. Da, la asta mai revenim. Deci, legământul are mai multe aspecte. Nu doar contract. V-am spus că oricine începe subiectul acesta spune de contract și rămâne cu ideea de contract. Dar ideea de contract este cea mai falsă idee cu privire la legământul lui Dumnezeu. Contract, făgăduință, juruință unilaterală, relație, legătură cu Dumnezeu și lege sau legi ca sistem. Într-un sens mai larg, legământul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu făcut mai înainte de veșnicii. Este Evanghelia. Aceasta este cartea legământului. Aceasta este cartea legământului. Încă un lucru vreau să mai adăugăm, să citim în Geneza 17 ceva care să ne direcționeze gândirea pe un anumit făgaș. Geneza 17. În versetul 2, dacă citim în limba română, spune, voi face un legământ între mine și tine. Primul lucru care atrage atenția aici, de ce nu spune, voi face un legământ cu tine? Voi face un legământ între mine și tine. Ei, încercăm să înțelegem, dar în original cuvântul voi face, nu-i voi face. Și este voi da. Și am zis, să mă gândesc, chiar traducătorul cred că s-a gândit și a spus, cum să traduc eu așa? Voi da un legământ, nu merge, nu sună românește, dar voi face un legământ. Dar indiciul acela ne conduce undeva. Versetul 4.
În românește zice, iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Dar am pus acolo varianta din altă traducere. Iată legământul este, legământul meu este cu tine și vei fi tatăl multor neamuri. Apoi în versetul 7 și în română spune așa, voi pune legământul meu între mine și tine, dar la verbul voi pune, vom reveni puțin mai târziu, voi pune, voi stabili, voi face puternic legământul meu. Și ultimul verset, versetul 9, să păzești legământul meu. Dacă Dumnezeu a făcut un contract între El și Abraham, a făcut un legământ, nu a devenit legământul nostru, să păzești legământul nostru, Abrahame. Am dat mâna, am făcut o înțelegere, am făcut o alianță. Să păzești legământul nostru, Abrahame. În toată Biblia, dacă îmi găsiți un text în care spune legământul nostru, de la Geneza la Apocalips, să mi-l arătați și mie, sunt curios. Dar cel puțin în capitolul acesta, 17, nu spune. Legământul meu și legământul meu pe care îl așez între mine și tine. Legământul meu pare ceva făcut mai dinainte pe care îl aduce Dumnezeu în relația dintre El și Abraham între mine și tine. Aveți cumva cunoștință de un legământ al lui Dumnezeu făcut mai înainte de veșnicii sau de întemeierea lumii, pe care Dumnezeu vrea să-L cunoaștem și vrea să-L trăim. Da? Aveți cunoștință de asta? În Efeseni 1 cu 4 zice, un plan pe care l-a produs în sine însuși, Efeseni 1 cu 9, ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor. Efeseni 3 cu 11, planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, hotărârea Lui și harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, de-a doua Timotei. Legământul lui Dumnezeu, care putea spune că este un contract sau un legământ trilateral între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru mântuirea neamului omenesc. Acesta este legământul harului, legământul cel veșnic, legământul cel sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut contract cu Abraham. Dumnezeu nu a făcut legământ cu Abraham. Dumnezeu vine cu legământul lui și îl pune în relația dintre el și Abraham. Și spune, Abraham, uite care este planul meu. Vreau să mântuiesc aceasta. Tu faci parte din planul meu. Vei fi tatăl multor neamuri. Prin sămânța ta, prin Hristos, neamurile vor fi binecuvântate în tine. Nici urmă de contract. Dumnezeu a făcut, vorbim despre legământul adamic. Care este legământul adamic? Vrăjmașii, eu voi pune între tine. E un contract acolo? Nici un contract. Este legământ. Este planul lui Dumnezeu. Este Mesia care trebuia să vină pentru mântuirea lui. Dumnezeu n-a făcut nici cu Israel un contract la Sinai. Este părerea mea. Vă propun această direcție de gândire. Dumnezeu nu a făcut legământ. Ci Dumnezeu a vestit legământul lui. Dumnezeu a făcut cunoscut legământul lui poporul Israel. Și acum, așa cum Dumnezeu a dat legea evreilor și noi spunem că nu doar pentru evrei, ci prin evrei să ajungă la toate neamurile Pământului. Tot așa, în legământul de la Sinai sunt cuprinse toate neamurile Pământului. Nu mai era nevoie de un alt legământ la Golgota. Un legământ care să dea la o parte legământul vechi și să vină un alt legământ. Dumnezeu a dat legământ, a făcut cunoscut legământul său. Poporul evreu, pentru ca prin ei, lumina cunoștinței slavei Mântuitorului să ajungă la toate neamurile. De aceea nu găsim la Golgota momentul unui inițier de unui legământ. Că nu este. Este suficient că Dumnezeu a dat legea, a dat legământul său, a făcut cunoscut legământul și venirea lui Mesia prin toate profețiile de la sanctuar și mai departe, nu mai era nevoie de altceva. Noi toți suntem cuprinși în legământul lui Dumnezeu. Vreau să revin la întrebarea aceasta. Când a fost încheiat un nou legământ? Am mai spus ceva. Primul lucru am spus despre Golgota, că nu pare așa din punct de vedere istoric. Nu vedem acolo un moment în care două părți încheie un legământ. Nu este. A, la Sfânta Cină. Matei 26 cu 28. Acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou. Spune la noi în Matei 26, 28. Am rămas uluit când
aflat o informație, și anume, din toate manuscrisele Noului Testament, nu toate au cuvântul celui nou. Și dacă citim o variantă în care nu avem cuvântul celui nou, cum apare versetul? Acesta este sângele meu, sângele legământului. Care legământ? Vechi sau nou? Nu! Legământul lui Dumnezeu, acela făcut din veșnicii, care trebuia ratificat prin sângele lui Hristos la Golgota. Deci Golgota nu este momentul unui alt legământ, ci este momentul ratificării unicului legământ al lui Dumnezeu. Sângele de animale n-a ratificat nimic. Pentru că în sângele animalelor nu există iertare, nu este nicio putere de sfințire, ci doar în sângele lui Hristos, care la Golgota a fost adus. Sângele legământului care a ratificat legământul la Golgota. A, dar veți mai veni cu textul din Daniel 9:27. Și acolo spune, Mesia va face un legământ trainic cu mulți. Deci când va veni Mesia, va face el un legământ trainic cu mulți. Da, în românește. E o problemă aici. Știți cum spune în original? Va face puternic legământul. Când spunem un legământ, e un legământ oarecare. Nu? Deci va face un legământ trainic. Un legământ trainic. Cuvântul acesta trainic, adjectivul trainic, puternic, va face puternic legământul. Va consolida, pe cum va face puternic? Ratificând legământul. Legământul a fost făcut în veșnicie, a fost făcut cunoscut la Sinai și lui Abraham și lui Adam și așa mai departe, dar ratificarea lui, legământul este, devine puternic, devine validat, devine ratificat când? La cruce. Și mai repetăm o dată. Cum spune Daniel 9:27, Mesia va face puternic legământul. Legământul va ratifica, va valida. Da. Dar ce facem cu Apostolul Pavel care spune vechi legământ, care nu avea făgăduințe așa bune, vechi legământ care avea cusururi. Noi acum avem un legământ mai bun, făgăduințe mai bune, cu o preoție mai bună, cu toate alea mai bune. Cum putem înțelege epistola către evrei? Că acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel. Și până acum ce am spus, parcă totul am spus împotriva cuvintelor lui Pavel, nu? Întâi trebuie să înțelegem un lucru, și anume, din toată Scriptura, de la Geneza la Apocalipsa, numai Pavel spune chestia asta. Că legământul vechi a fost rău, a avut multe cusururi și a fost dat la o parte, a îmbătrânit și acum vine un legământ nou mai bun. Faptul că numai un singur autor din toată Biblia vorbește un anumit lucru, trebuie să ne dea de gândit, să nu ne lăsăm mulțumiți cu ce spune o singură carte sau un singur capitol. Și subiectul ăsta să-l trecem din toate cărțile. De ce nu mai există un alt autor care să spună lucrurilor în felul acesta? Acesta este un indiciu. Un al doilea lucru. Totdeauna să ne întrebăm înțelegerea Bibliei ce a vrut să spună, cui a vrut să spună, ce se întâmplă atunci, contextul. Care era contextul în vremea lui Pavel? De ce scria el lucrurile acestea? Și toate epistolele apostolilor le vom înțelege mult mai bine dacă ținem seama de un anumit lucru care se petrecea atunci. Știm care este? Cred că am mai pus întrebarea asta. Cum? Erau niște oameni cu niște învățături. Oameni care spuneau, pe care noi iubim, îi numim iudaizanți, da? Spuneau, neamurile trebuie și ei să taie împrejur, neamurile trebuie să păzească și ei să facă iudei. Și pe urmă creștini. Și Pavel, în contextul acela, a spus fraților că nu mai este adevărat. Legământul vechi a trecut, s-a învechit. Noi avem legământ mai bun. Știți cum se întâmplă? Ca să înțelegem bine. Când un bolnav merge la farmacie, farmacistul îi dă toate medicamentele din farmacie? Nu, îi dă un singur medicament sau ce are el pe rețetă, specific pentru boala lui. Apostolul Pavel tratează pe acești oameni, să-i numesc bolnavi, pentru că e o învățătură falsă acolo, tratează cu un anumit medicament și el spune legea și legea și legea spun ei și Pavel spune stați, harul și harul și harul.
Dacă ar fi fost oameni care să spună harul și harul și harul și legea ar fi lăsat-o mai pe urmă, ce ar fi scris Apostolul Pavel? Noi înțeleg harul și harul și harul, dar nu uitați de lege. Dumnezeu are o lege. Ei, lucrul ăsta l-ar spune astăzi celor care predică doar harul și harul și harul. Deci, înțelegeți, o anumită, noi numim lucrul ăsta teologia operațională. Teologia sistematică spune totul despre un anumit subiect în mod obiectiv. Tot ce trebuie pentru subiectul respectiv. Ne ținând seama că în față are pe cineva. Dar atunci când ai în față pe cineva care accentuează o parte din teologia aceea, tu normal că vii cu cealaltă jumătate și echilibrezi situația. Deci Pavel este cel care face teologie operațională și trebuie să înțelegi un lucru acesta. Așa zic și unii teologi de astăzi, fac următorul lucru, și anume, iau medicamentul lui Pavel, care era specific pentru niște bolnavi ai timpului său, și îl recomandă tuturor oamenilor sănătoși de astăzi. Legea s-a desfințat, legământul cel vechi nu mai e valabil, și așa mai departe. Și încă un lucru frumos despre ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel și neprihănirea prin credință. Ceea ce se întâmpla în vremea lui, iudaizanții care spuneau în tăierea împrejur și legea și așa mai departe, coroborat cu ceea ce spuneau evreii, vom face și vom asculta. Deodată în mintea lui se întâmplă ceva și anume mântuirea nu este prin fapte. Deci de la ce se întâmpla local, gândirea lui se ridică la lucruri complexe și se naște ideea neprihănirii prin credință. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Faptele acestea de ascultare ale legii nu valorează doi bani înaintea lui Dumnezeu în ce privește mântuirea. Faptele sigur că valorează ca rezultat al mântuirii. Dar ca să dobândim noi mântuirea, ele nu au nicio valoare. În Roman 3, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Prin lege vine doar cunoștința păcatului. Roman 4, Abraham a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Și Apostolul Pavel, interesant, întreabă, când? Păi înainte de a fi tăiat împrejur. Da? Asta înseamnă că credința precede fapta. Și Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt și alte multe versete despre neprihănirea prin credință. Deci când spunem că vechiul legământ, spune chiar Apostolul Pavel, că vechiul legământ nu era întemeiat pe făgăduințe bune. Este referă nu la un legământ al lui Dumnezeu, nu la făgăduințele lui Dumnezeu, ci la făgăduințele poporului. Efortul nostru de a câștiga mântuirea prin merite personale niciodată nu va da rezultatele pe care le dorim chiar noi. Legământul cel vechi și legământul cel nou nu sunt legămintele lui Dumnezeu, sunt legămintele poporului. Sunt legămintele omului. Vom face și vom asculta legământul omului, al poporului. Iar legământul nou este un legământ de tip nou pe care omul îl face Dumnezeu prin credință, bazat pe ce face Dumnezeu. Deci vechiul legământ și noul legământ nu sunt legămintele lui Dumnezeu, ci sunt niște aplicații pe care le face Apostolul Pavel, arătând care este relația ta cu tine. Este o relație de tip vechi, contract, sau este o relație a credinței, a harului, bazat pe făgăduința lui Dumnezeu. Sunt două perspective de care să ținem seama când vorbim despre legăminte. Perspectiva lui Dumnezeu și perspectiva omului. Spunem nou legământ, vechiul legământ și de multe ori înțelegem, și mulți înțeleg lucrul acesta, ca fiind două sisteme de mântuire diferite. În Vechiul Testament, mântuirea era prin ascultare de lege, da? Așa? Nu cred. Și acum ai prin har, ca și cum harul n-ar fi existat și credința nu s-ar fi cerut și în Vechiul Testament. Nu. Chiar când Apostolul Pavel dă de exemplu pe Avram, spune că el a fost socotit neprihănit prin credință, înainte să fie tăiat împrejur. Deci exista în vechime mântuirea prin har și prin credință, ca și astăzi. Dar și astăzi este legea și necesitatea ascultării de lege. Și vom reveni la ideea relației dintre cele două sisteme. Deci, ținem seama de două perspective. Perspectiva, din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face contract cu nimeni. Nu vrea contract. Vechiul, el are un singur legământ, care este legământul veșnic, este numit legământul meu, cel sfânt.
și este făcut înainte de întemeierea lumii. Este promisiunea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Din perspectiva omului, oamenii pot să facă contracte între ei, iar în ce privește relația cu Dumnezeu, poate să fie un angajament unilateral din partea mea. M-am botezat și făgăduiesc lui Dumnezeu. Fac legământ cu Dumnezeu că voi fi ascultător cât voi trăi pe pământul acesta. Este un angajament unilateral, nu este un contract. Și tot în legătură cu Dumnezeu, avem cele două tipuri, contract sau relația personală cu Dumnezeu. Mai revenim puțin la Ieremia 31. Dumnezeu nu are un legământ vechi. Dumnezeu niciodată n-a avut și nu are un legământ vechi, dar are totuși un legământ nou. Are totuși un legământ nou. Și lucrul acesta este spus de Ieremia 31. Din zile când voi încheia cu voi un legământ nou. Dar despre ce legământ nou este vorba aici și când va fi legământul acesta? Știți ce spune Ieremia mai departe? Vremea când nimeni nu va mai spune aproape lui Său, cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de la mic până la mare. Adică nu se mai face lucrare misionară. Când nu se va mai face lucrare misionară? Pe nou pământ. Când toți mă vor cunoaște. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Când e vremea aceasta? Pe nou pământ. Noul legământ al lui Dumnezeu. Vremea noului legământ al lui Dumnezeu este pe noul pământ. Dar, și facem legătura acum și cu acele manuscrise în care este cuvântul celui nou. Am spus că o parte din manuscrise nu apare. Acesta este sângele meu, sângele legământului. Dar în alte manuscrise, în celelalte, apare cuvântul celui nou. Nu cumva putem să facem o legătură acum. Sângele legământului celui nou, ăla din Ieremia, și vedeți, dacă citiți în Matei, este trimiterea la Ieremia. Sângele legământului nou, acela pe care îl voi avea cu voi în împărăția lui Dumnezeu. Trăim astăzi în vremea unui legământ nou? Sigur că da. Așa cum trăim în vremea împărăției Harului, nu trăim în vremea împărăției Slavei, va veni și timpul acela. Dar acum trăim în timpul împărăției Harului. Este tot împărăția lui Dumnezeu. Tot așa, ca o gustare sau o pregătire în vederea vremii noului legământ și astăzi putem spune că anticipăm sau trăim în vremea noului legământ al lui Dumnezeu care va fi pe noul pământ. Revin la ideea care am anunțat-o și anume relația dintre vechiul și noul legământ. Unii înțeleg așa. Iudaism și creștinism. Iudaismul s-a desfințat, nu mai este bun, îl tăiam și nu este nicio legătură între iudaism și creștinism. Înțelegem lucrul ăsta așa? Adică este o diferență radicală, este o rupere cu totul între cele două testamente? Nu. Noi înțelegem și trebuie să înțelegem că între iudaism și creștinism, între, cu ghilimele de rigoare, legământul vechi și legământul nou, este o continuitate. Mântuirea este pe baza jertfei Domnului Hristos. Prin credință și har. Legea este ca dreptate. De la Geneza la Apocalipsă. Care e diferența totuși între ele? Că există o anumită diferență pe care unii o exagerează voit sau inconștient. Care e diferența între ele? Nu venise Hristos. Nu venise Mesia și El era prefigurat prin tot ce se întâmpla la templu. Normal, când a venit Hristos, mielul lui Dumnezeu, tot ce a fost ceremonial, a fost dat la o parte. Dar în esență, există un singur Dumnezeu. De la Geneza la Apocalipsă. Este o singură modalitate de mântuire. Există continuitate între iudaism și creștinism. Practic, creștinismul este ca un altoi care a crescut pe rădăcina iudaismului. Concluzii. Există un singur legământ al lui Dumnezeu. Legământul cel Sfânt și veșnic făcut înainte de întemeierea lumii. Legământul de la Sinai este legământul lui Dumnezeu făcut cunoscut poporului evreu și prin poporul evreu să ajungă la toate neamurile. Și cuprinde pe orice om. La Golgota nu există un alt legământ, ci este ratificarea legământului veșnic al lui Dumnezeu.
Iar din perspectiva lui Apostolului Pavel, cele două legăminte pe care el ni le prezintă sunt în legătură cu semnificația de lege a legământului. Legământul egal cu lege sau sistem de lege. Sistemul iudaic, care avea cusuri. Da? Și sistemul... Sau, așa cum am spus, sunt două tipuri de relație pe care le putem avea cu Dumnezeu. Vechiul legământ este contractul. Facem așa și vom fi mântuiți. Noul legământ este o relație de dragoste și încredere cu Dumnezeu, bazată pe făgăduința lui Dumnezeu. Care este învățătura pentru noi? Avem la dispoziție două modalități de a ne raporta la Dumnezeu. Una este contractul, dar în cazul contractului suntem doi străini, eu și Dumnezeu. Dumnezeu nu se bagă în viața mea, eu îndeplinesc anumite lucruri și aștept. Aștept să fiu mântuit, o așteptare zadarnică. Cred că este vremea să nu ne mai punem încrederea în niciun lucru pe care îl facem noi. Nimeni nu este fericit, indiferent de religia sau biserica de care aparține, de această primejdie, de a se încrede în meritele Lui, de a se încrede în ceea ce face El. Toată încrederea noastră trebuie să fie în Dumnezeu și în ceea ce El face pentru noi. Sau relația personală cu Dumnezeu. Ce alegem? Ați vrea să alegem relația? Ați vrea să renunțăm la orice idee de contract? Cred că este vremea să facem lucrul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu și să avem o înțelegere mai profundă și mai deplină a ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Dacă încă nu știm și dacă încă avem nevoie să fim învățați în domeniul acesta, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne ajute, dar cu stăruință. Am învățat și astăzi că în rugăciune se cere stăruință. Să stăruim în lucrul acesta până înțelegem ce și cum așteaptă Dumnezeu de la noi să fie relația noastră cu El. Dumnezeu așteaptă. Este nerăbdător să intrăm în relația aceea de la Ieremia 31. O relație în care mai fi problemă de ascultare, pentru că legea și poruncile, voința Lui este scrisă pe table de carne, pe tablele inimii noastre. O relație în care El este cu adevărat Tată și noi suntem copiii Lui și nimeni nu este în afară de această relație. Deci toți mă vor cunoaște. Domnul să ajute să ajungem acolo, să avem această experiență. Amin. Amin.